Un șir de parapeți din beton lung de aproape un kilometru va despărți cele două sensuri de mers în zona intrării de pe drumul național 7 pe autostrada Deva Sibiu. Angajații Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România au început astăzi montarea parapeților pe distanța dintre cele două girații improvizate la intrarea în municipiul Deva. Girațiile amenajate în urmă cu 2 ani pentru a facilita accesul șoferilor pe autostradă vor fi lărgite, iar piesele de plastic ale acestora vor fi înlocuite cu plăci de beton. Măsura reprezintă o soluție provizorie pentru a crește gradul de siguranță al șoferilor, într-o zonă în care în ultimele luni au avut loc mai multe accidente rutiere grave. Potrivit reprezentanților CNADNR, peste 2 ani, când va fi dată în folosință autostrada Deva-Lugoj, în Șoimuș va fi amenajat un nou nod rutier. Va fi construit astfel un pod peste Mureș și încă 6 km de drum, iar un drum județean pe o porțiune de 15 kilometri va fi lărgit la 4 benzi și modernizat. Costurile investiției planificate de CNADNR se vor ridica la 5 milioane de euro.